Bună ziua, bine ați venit! Ne bucurăm să continuăm seria Intersecții Culturale alături de Cornel Moraru, un cercetător cu o vastă expertiză în filozofie și în artă. Să vă spun mai întâi câte ceva despre proiectul nostru, Intersecții Culturale, Lecturi Deschise. Este un proiect cofinanțat de AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, și ne-am propus prin intermediul său să facilităm dialogul dintre profesioniști în domeniul cultural și academicieni, dar și să încurajăm tinerii să descopere domeniul cultural și să se implice în această direcție, în cercetare, în primul rând. Domnul Moraru, am să vă prezint cu exactitate informațiile. A urmat studii universitare în filozofie, filologie clasică și cibernetică și a obținut două doctorate în filozofie estetică și arte vizuale. În prezent este conferențiar la Universitatea Națională de Arte, unde predă cursuri de filozofie, filozofia arte, etică aplicată și estetică. A publicat 4 cărți și peste 30 de articole de specialitate. Iar ca jurnalist cultural, Cornel Moraru realizează din anul 2018 emisiunea Izvoare de Filozofie, care este difuzată săptămânal la Radio România Cultural și este singura emisiune, de altfel, singura emisiune dedicată filozofiei din peisajul cultural românesc. De asemenea, realizează rubrici de etica științei și neuroștiințe la același post de radio. Domnul Moraru ne va vorbi astăzi despre artă și virtualitate și despre transformările artei în era digitală. Chiar sunt foarte bucuroasă că ați venit și acum vă invit să ne spuneți care sunt rezultatele cercetărilor dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru prezentare. Interesul meu pentru sfera aceasta a virtualității și a artei digitale a început acum 4 ani, când am câștigat ca director un proiect de cercetare la UFSCDI tocmai pe această temă, pe problema virtualității. Și atunci am plecat de la niște întrebări, niște paradoxuri, niște aporii pe care cred eu le avem cu toții față de acest mediu digital sau virtual, oricum ați dori să-l numim. Și asta pentru că dacă stăm să ne gândim puțin la obiectele virtuale, fie obiecte artistice, fie de altă natură, de fapt noi avem în față o colecție de pixeli care la rândul lor pot fi traduși în cod și de fapt imaginile pe care le vedem sunt ceea ce apare pe ecran, sunt efectiv o iluzie. De ce o iluzie? Pentru că la bază ele sunt colecții de 0 și 1. Nimic altceva. Nu culoare, nu formă, nu compoziție și cu toate acestea peste 80% din arta pe care o consumăm în epoca contemporană este artă digitală. Deci este constituită din astfel de colecții de 0 și 1. Și problema mea a fost să văd, în primul rând, cum s-a ajuns de la un instrument gândit inițial doar pentru calcul, pentru că asta este computerul, asta îi spune și numele, calculator. Cum s-a ajuns la un instrument pentru producerea artei? Și asta, trebuie să vă zic, a fost un periplu foarte interesant prin istoria filozofiei, care m-a dus mult mai departe decât mă așteptam. Și asta pentru că conceptul de virtualitate nu a apărut în era digitală. Și mai mult decât atât, conceptul de virtualitate a fost legat de artă încă dinainte de revoluția computerelor. Acum câteva idei de bază privitoare la această relație între artă și virtualitate. Există o filozofă din Statele Unite, Susan Langer, care vine cu ideea,
De fapt, i-aș pune problema ce se creează atunci când se creează o operă de artă. Pentru că dacă am spune că se creează pur și simplu un obiect, asta nu ar diferenția activitatea artistică de alte activități industriale, meșteșugăre și așa mai departe. Dacă spunem că se creează o idee, atunci asta iarăși nu ar diferenția arta de alte activități, cum ar fi filozofia, cum ar fi științele și așa mai departe. Așa că ceea ce se creează de fapt prin actul artistic ar fi o formă de virtualitate, un obiect virtual. Chiar asta spune Susan Langer încă dinainte ca ideea de virtualitate să fie legată de computere. De exemplu, dacă ne gândim la o pictură, nu putem să înțelegem mesajul transmis dacă noi, în mod intuitiv oarecum, nu construim în spațiul minții noastre un spațiu virtual care să încadreze compoziția respectivă. Nu contează că este artă figurativă sau artă abstractă, fiecare pictură încadrează, practic, un spațiu virtual. Și acest spațiu are aporiile sale, pentru că este clar că nu e tridimensional. Există, într-adevăr, tehnici artistice de a reda cele trei dimensiuni, dar el rămâne tot bidimensional, spațiul pânzei. Pe de altă parte, se creează iluzia adâncimii, iluzia tridimensionalității. Noi știm că aceasta este o iluzie și cu toate acestea percepem subiectul operei de artă în mod cât se poate de exact, ca și cum, și este important acest ca și cum am avea în față un spațiu real. Asta e lucrul interesant privitor la virtualitate, că ea poate crea într-un mod foarte realist iluzia realității. Știu că sună paradoxal, dar asta trăim dacă ne gândim la mediul digital, să spunem. Gândiți-vă că omul contemporan are atașat de existența sa un mediu pe care generațiile anterioare nu l-au avut. Acesta este mediul digital și mediul din care facem parte tot timpul, inclusiv în acest moment, când sunteți conectați la internet, când aveți device-urile în mână, când vă puteți în orice secundă uita acolo. Odată la 10 minute poate chiar simțiți un impuls să verificați dacă ați mai primit un mesaj sau dacă mai aveți vreo notificare. E bine, acest mediu virtual, care este mediul digital despre care vorbim, gândiți-vă că are ca fundament, într-un fel sau altul, mult mai mult decât realitatea în care trăim arta. De ce? Pentru că dacă stăm să ne gândim la designul site-urilor, la designul aplicațiilor și așa mai departe, de fapt, întregul mediu, interfața noastră cu acest mediu digital este formată 100% din artă. Hai să zic 80% că mai există și text, dar după câte știți, textul devine secundar în mediul digital. Am învățat asta făcând jurnalism. Dacă scrii mai mult de 5 rânduri, nu o să citească nimeni. Sau dacă o să citească, o să citească primele două rânduri și ultimele două și așa mai departe. Deci, problema care se pune aici este ce e virtualitatea și cum putem noi să gândim arta digitală ca fundament al acestui mediu digital, care, atenție, nu este doar un apendice al umanității noastre. Este un mediu al nostru de existență. De ce? Pentru că acolo comunicăm cu prietenii noștri, acolo ne rezolvăm problemele zilnice, fie că ne gândim la facturile de la electricitate, fie că ne gândim la cumpărarea unor bilete de teatru și așa mai departe. Asta am încercat, de fapt, în ultimii 2 ani și în ultimele mele cărți să observ cum se poate
întâmpla ca de la o viziune tradițională asupra artei să se treacă la această, la acest mediu digital care are ca fundament tocmai o activitate artistică. Și ceea ce mi s-a părut cel mai interesant, vorbind chiar cu studenții mei și întrebându-i, dându-le diverse chestionare, am observat că, deși majoritatea dintre ei lucrează în mare parte pe digital, chiar și cei de la secțiile de artă tradițională lucrează de asemenea în digital, nu lucrează doar în atelier. Deci, deși majoritatea dintre ei lucrează digital, există anumite prejudecăți față de arta digitală. În primul rând, arta digitală este văzută în comparație cu arta tradițională ca necesitând mai puține abilități. Deși o să vedem că este chestionabilă această presupoziție. Sunt alte tipuri de abilități, dar nu cred că putem să spunem că sunt mai puține sau mai multe. De altfel, pentru producerea oricărui obiect de artă, nu știu dacă multitudinea abilităților contează, cât mai degrabă modul în care ele sunt folosite. Deci n-ar trebui să gândim cantitativ aici, ci mai degrabă calitativ. O altă prejudecată care mi s-a părut interesantă și care e confirmată de alte studii, inclusiv din zona neuroștiințelor, este că noi avem o prejudecată față de arta asistată de inteligență artificială. Simplu fapt este că, arătând unui număr de 100 de subiecți lucrări de artă făcute doar în mod tradițional sau făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, atunci când nu știu proveniența lor, aprecierea estetică, adică modul în care ei se raportează la acea operă de artă, nu va face diferența între arta generată cu inteligența artificială și arta generată de către om. Dacă ei știu proveniența obiectului artistic, lucrurile se schimbă total. Arta generată de inteligența artificială va fi considerată mai slabă decât arta făcută de om. Aici, desigur, putem să vedem că sunt multe prejudecăți de ale noastre care, într-un fel, sunt înrădăcinate cultural și care, de fapt, duc la o vedere distorsionată asupra mediului digital și asupra inteligenței artificiale. În primul rând, trebuie să ne gândim că arta a fost, de-a lungul culturii umane, văzută ca fiind o facultate de fapt, văzută ca fiind un produs al unei facultăți umane care este doar umană, nu se mai găsește în altă parte. Când filozofii moderni vorbeau despre geniu, ei vorbeau despre o stare de excepție, inclusiv printre oameni, să nu mai vorbim printre restul ființărilor de pe lume. Pe urmă, am fost învățați să credem că arta este un mediu care comunică idei și un mediu care, prin care se pot simboliza sentimente. Ceea ce, într-adevăr, este adevărat într-o anumită măsură. Doar că această presupoziție pune probleme artei făcute de inteligența artificială. De ce? Pentru că un algoritm nu putem să presupunem că transmite idei sau simbolizează sentimente prin lucrările sale. Și atunci, automat, le considerăm mai slabe. De fapt, dacă stăm să ne gândim mai aproape, aici, în ceea ce privește arta digitală, apar cam același set de presupoziții și același set de prejudecăți care apar în legătură cu mediul virtual în general. Gândiți-vă la diferența pe care o facem între atunci când spunem sunt prieten cu X sau sunt prieten pe Facebook cu X. Prietenul virtual este aproape nici măcar o cunoștință. Nu putem să spunem că este. Este pur și simplu
acolo un număr într-o platformă de socializare. Într-un fel, aceasta se transferă și asupra artei. Și ca să vedem de ce se întâmplă acest lucru, vă propun să mergem un pic pe istoria conceptului de virtualitate și să vedem de unde a apărut ideea aceasta că obiectele digitale sunt obiecte virtuale. Ea a apărut destul de vreme, încă de la primele încercări de producere a artei pe calculator. Termenul virtual legat de obiectele generate de computer apare prima oară prin anii 50, cândva. Și a fost împrumutat ca o analogie cu ceva ce fiecare dintre noi a învățat la școală, anume cu imaginea virtuală dintr-o oglindă. Este un termen preluat din fizica newtoniană, din teoria reflexiei și refracției luminii. Așa că obiectele virtuale sunt văzute așa cum este văzută imaginea noastră din oglindă. Ea oferă o aparență, oferă iluzia spațiului, pentru că, iarăși, spațiul pe care îl vedeți în oglindă nu este acolo. Nu puteți să intrați cu mâna prin oglindă pentru a atinge obiectul virtual. De asemenea, ele sunt văzute ca fiind lipsite de materialitate, pentru că, de fapt, sunt constituite de modul în care lumina se reflectă dintr-o anumită suprafață. La fel au fost văzute și obiectele virtuale, ca fiind oarecum la limita irealității, ca fiind așa un fel de fantome care sunt generate artificial, care sunt generate cu ajutorul algoritmilor, dar care, de fapt, nu sunt ceea ce par. Asta este unul dintre modurile în care putem înțelege virtualitatea. Dar dacă mergem mai departe pe această istorie a virtualității, vedem că înainte ca Newton și fizica newtoniană să folosească noțiunea de obiect virtual astfel, avem, de fapt, primele reflexii asupra virtualității în filozofia din Evul Mediu. Și acolo e un lucru foarte interesant, pentru că deja găsim un alt sens al virtualității, un sens de care astăzi nu suntem atât de conștienți, dar un sens care poate să ne explice anumite efecte pe care mediul acesta virtual îl are asupra conștiinței noastre. Virtualitas în limba latină desemnează un mod de existență care nu este cantitativ, nu este ideatic, ci este intensiv. Înseamnă, practic, existența prin putere, printr-o anumită forță pe care un obiect o exercită asupra altor lucruri. Sursa ultimă a acestei idei, n-aș dori să intru într-o dezbatere teologică, că de fapt este un termen teologic, asta este paradoxul. Sursa ultimă a acestei idei de virtualitate este, de fapt, conceptul de putere a lui Dumnezeu din Biblie, de Virtus Dei. Virtualitas este, de fapt, modul în care filozofii au conceptualizat această idee biblică. Și ideea era următoarea. Noi vedem în jurul nostru efecte ale unor anumite forțe pe care nu le putem vedea. Vedem, de exemplu, că planetele se mișcă, stelele se mișcă pe bolta cerească, dar nu putem vedea forța care le face să se miște. Înseamnă că această forță este oarecum prezentă în mintea noastră, dar este prezentă în mod virtual. De ce? Pentru că nu putem să presupunem că nu există. Trebuie să existe ceva care face lucrurile să se miște în jurul nostru. Dar această virtualitate, atenție, și asta mi se pare foarte interesant la viziunea medievală, nu este neapărat exterioară minții noastre, ci este chiar o structură a cunoașterii umane. De ce?
Pentru că Thomas d'Aquino spune, de exemplu, în felul următor, într-un text de al său. Atunci când noi încercăm să facem ceva, avem în vedere producția lucrurilor respective. De exemplu, o operă de artă sau, dacă vorbim despre un medic, un anumit medicament. Pe urmă, avem în vedere un scop pentru care facem lucrul respectiv. De exemplu, facem o operă de artă pentru a fi expusă în muzeu sau într-o galerie. Facem un anumit medicament pentru a vindeca o anumită boală. Dar, spune filozoful medieval Thomas d'Aquino, de fapt, ceea ce ne constrânge să facem toate acestea este dincolo de conștiința noastră și noi nu putem actualiza în spațiul conștiinței. Este o virtualitate care ne face să acționăm într-un anumit fel și în cazul artei, producției artistice, asta e ideea de artă, pentru că fiecare producție artistică completează ideea de artă într-un anumit sens și în cazul medicului este, desigur, ideea de sănătate. Chiar dacă artistul nu se gândește ca filozoful în fiecare moment în care lucrează ce este arta, de fapt, prin ceea ce face, el contribuie la această virtualitate care este ceea ce noi numim artă. De asta, arta n-ar trebui văzută ca un concept, ci ar trebui văzută mai degrabă ca un câmp virtual, ca un orizont virtual de posibilități în care fiecare producție artistică se poate încadra. Desigur, după raționamentul acesta, virtualitatea ultimă, desigur, este Dumnezeu, spune Thomas d'Aquino. De asta, în mod ciudat, conceptul de virtualitate este unul teologic, dar acum și-a pierdut acest sens teologic. Și interesant este că în dezbaterea despre acest concept s-au format diverse categorii ale virtualității care ne pot ajuta, cred eu, să lămurim modul în care funcționează arta digitală și mediul digital. Una dintre categorii, de exemplu, este categoria de substanță virtuală. Este clar că nu vorbim despre substanță virtuală așa cum vorbim despre o substanță chimică oarecare. Dar cu toate acestea, noi atribuim o anumită substanțialitate, o anumită substanță obiectelor virtuale. De ce? Pentru că le considerăm că sunt ceva, încercăm să le definim într-un anumit mod, încercăm să înțelegem ceva din ele, să le atribuim un anumit sens și așa mai departe. Această substanță este virtuală, tocmai pentru că ea nu are o realitate în afara conștiinței noastre. Thomas d'Aquino dă aici exemplu cu planetele. Trebuie să gândim în spatele mișcării planetelor o forță care le mișcă și această forță trebuie să aibă o anumită substanțialitate pentru că altfel n-ar avea cum să interacționeze cu niște obiecte materiale. Și atunci gândim o substanță virtuală, dar care într-un mod ciudat nu este nici materială. Nu este materială, dar contribuie la mișcarea materiei. De asemenea, mai există discuția despre cantitate virtuală. Și aici recomand să citiți în Suma Teologică, acum să nu credeți că propovăduiesc idei religioase, dar dacă deschideți Suma Teologică a lui Thomas d'Aquino și deschideți la discuția despre îngeri, puteți să faceți acest exercițiu. Luați de peste tot conceptul de înger și puneți obiect digital. O să vedeți că textul are sens în aceeași măsură. Nu își pierde deloc sensul. De ce? Pentru că el își pune problema, care pare absurdă într-un anumit sens, dacă putem vorbi despre îngeri în termen de cantitate. Dacă există îngeri mai mari sau mai mici și așa mai departe. Și el spune că asta e de fapt o confuzie pe care mintea noastră o face pentru că atribuim un anumit sens al cantității, care este cantitatea dimensională, o spune el, unor ființări care nu sunt dimensionale. Și atunci, normal că dăm de paradoxuri. Era, de altfel,
anecdotică dezbaterea care a avut timp în vremea lui Toma d'Aquino și în mai multe perioade în Evul Mediu despre câți ingeri încape un vârf de ac. Și Toma, practic, la asta vrea să rezolve problema asta. Nu se poate pune problema așa pentru că facem o confuzie categorială. Confundăm cantitatea dimensională cu un alt tip de cantitate care este cantitatea virtuală. Deci îngerii au cantitate virtuală. Virtus în latină înseamnă putere, virtualitas înseamnă a exista în conformitate cu o putere, deci putem vorbi despre îngeri dacă sunt mai puternici sau mai puțin puternici. Asta ce înseamnă? Ne influențează mai mult sau nu ne influențează? Ceea ce este interesant însă privitor la această cantitate virtuală care e definită prin putere, este că noi practic suntem influențați de anumite puteri, dar spune Toma d'Aquino, noi nu le putem influența înapoi. De ce? Pentru că noi suntem într-o dimensiune fizică, în timp ce ele sunt într-o altă dimensiune. Acum gândiți-vă puțin la obiectele digitale și la operele de artă digitale. Ele ne influențează, nu? Avem trăiri privitoare la ele, ne plac, spunem că sunt frumoase, dar nu le putem atinge. Nu avem niciun contact cu ele. Ele ne influențează, dar noi nu le putem influența într-un niciun fel. Știu, îmi veți spune că da, pot să le șterg din device-ul meu, pot să... Dar atenție, noi nu atingem obiectul virtual atunci când atingem ecranul unui smartphone, ci atingem o suprafață fizică. Obiectul virtual este întotdeauna dincolo de acest ecran și nu poate fi, nu este distrus. Acum, înțelegeți de ce discuția aceasta, în mod ciudat, în mod foarte ciudat, am fost surprins să descoper asta, discuția aceasta despre lumea spirituală creștină are multe paralele cu discuția despre virtualitate. Pentru că, practic, lumea virtuală este o lume care este dincolo de posibilitatea noastră de a o atinge și a o influența, dar ne influențează pe noi. Suntem influențați de mesajele pe care le primim pe internet. Cu toate acestea, ele sunt de fapt niște colecții de pixel pe un anumit ecran și în spate pot să nu aibă nicio conștiință umană care le trimite, pentru că deja avem chatbots care pot să mimeze foarte bine conversația. Pe urmă, o altă categorie este categoria de locație virtuală, care iarăși cred că ne poate învăța ceva despre arta digitală și despre modul de existență al obiectelor artistice digitale. Toma d'Aquino se referă la asta tot în discuția despre îngeri și ideea era bun, cum pot îngerii să apară în domeniul fizic și cum pot să se manifeste pentru noi. Și el zice că atunci când vorbim despre loc, iarăși trebuie să facem o distinție între locul dimensional, adică, de exemplu, tableta mea se află pe masă. Ce înseamnă acest lucru? Că ea este în contact pe suprafață cu o anumită suprafață și că ocupă un loc. Din asta decurge că în același loc nu pot fi mai multe obiecte, tocmai pentru că ele, pentru a ocupa un loc, trebuie să atingă cu suprafața altor obiecte. Deci este exclus să avem două obiecte în același loc. Dar dacă vorbim despre locație virtuală, deja nu mai avem de a face cu un contact fizic între laturi, între suprafețele obiectelor, ci avem de a face cu altceva. Avem de a face, se numește contact virtual, Toma îl numește contact virtual, este de fapt vorba despre cantitatea de influență, despre vehemența cu care anumite obiecte se impun conștiinței noastre. Și el spune în felul următor. Da, îngerii au acest loc virtual, pot să ocupe o poziție virtuală și tocmai pentru că pot să ocupe o poziție virtuală, ei pot să apară în orice loc din lumea noastră. Și aici este lucru interesant.
cum apar? Pentru că nu sunt ființări fizice. În latină, Toma spune per applicationem, prin aplicații, la lumea noastră. Ce folosiți dumneavoastră pe telefoanele dumneavoastră pentru a accesa obiecte digitale? Aplicațiile. Deci, vedeți, limbajul chiar despre virtualitate este un limbaj care, care vine încă din Evul Mediu. Și acum putem să ne gândim la arta, la arta digitală, care are o locație virtuală, în sensul că nu este nicăieri, dar poate apărea oriunde. La fel ca îngerii. De ce? Pentru că noi nu putem să indicăm exact locul unde se află o imagine. Bun, am spune pe un server, dar v-aș spune că serverul acela are servere de backup și că de fapt nu este doar pe un server, este pe mai multe servere care formează un cloud și care cloudul este iarăși un concept care ține de virtualitate și ajungem în același loc. Deci, ea ocupă un loc virtual, este actualizată prin diverse aplicații în lumea fizică, pe ecranele device-urilor noastre și are o cantitate care nu este o cantitate dimensională, este o cantitate virtuală. Această cantitate, atenție, nu se referă neapărat la numărul de bits, pentru că asta e tot o cantitate dimensională. Această cantitate se referă la modul în care o operă digitală poate să frapeze privirea, la forța pe care ea o are. Bun. Acum, asta este conceptul, din punct de vedere filozofic, de virtualitate. Acum, ca să vedem cum s-a transferat acest concept din zona spiritualului în zona digitalului, trebuie să fim puțin atenți la o schimbare care s-a petrecut în estetică pe la jumătatea secolului trecut, prin anii, începând din anii 50, dar în special în anii 60, 70 și ulterior, anume apariția unui nou tip de estetică, care se numește estetică informațională. Estetica informațională este, de fapt, acea disciplină care își propune traducerea conceptelor tradiționale ale esteticii într-un limbaj care poate fi procesat pe calculator. Și relevant este tratatul, unul dintre primele tratate sistematice de estetică informațională, scris de filozoful german Max Benze, care se numește exact ca primul tratat de estetică din istoria noastră, anume Estetica. Și face trimitere la estetica lui Alexander Baumgarten, scrisă în 1750 și 58. Tratatul de estetica lui Max Benz a fost scris în 1965. Vorbesc despre ediția finală, pentru că au fost alte ediții. El a început de prin 58 lucru la el. Dar are și un subtitlu, acest tratat numit Estetica lui Max Benz, se numește Introducere în noua estetică, făcând referire, desigur, la modul în care apariția computerului schimbă atât arta cât și raportarea noastră la artă. Care este, de fapt, diferența între, în paranteze, vechea estetică și noua estetică? Alexander Baumgarten, în estetica lui, scrisă în secolul XVIII, spune despre estetică că este o știință a cunoașterii sensibile. Cu alte cuvinte, el spune că noi avem două tipuri de cunoaștere. Un tip de cunoaștere conceptual sau intelectual, prin care noi ne folosim de concepte, raționamente, demonstrații și așa mai departe, ceea ce în general se numește gândire rațională, și un mod de cunoaștere sensibil care pleacă de la simțuri și trezește în noi sentimente, imagini și prin intermediul imaginilor idei. Deci avem o abordare
ca să zic așa, top-down și o abordare bottom-up. Cunoașterea sensibilă este bottom-up, este de la simțuri la intelect. Și ideea lui Benze este că, de fapt, această cunoaștere sensibilă de care se ocupă estetica și care, de fapt, își are împlinirea în artă, este, de fapt, cunoașterea fundamentală și fără de care cunoașterea intelectuală nu ar putea exista. De ce? Pentru că noi nu putem avea idei, nu putem avea concepte dacă nu avem mai întâi senzații și dacă nu ar funcționa un anumit tip de cunoaștere sensibilă. Deci, într-un fel, pentru el estetica nu este doar un apendice la un sistem filozofic, ci este fundamentul oricărui tip de sistem filozofic. Și estetica tradițională, cum foarte bine știți, lucrează cu concepte care țin mai degrabă de niște structuri ale umanului, cum ar fi conceptul de geniu, cum ar fi conceptul de gust, cum ar fi conceptul de imitație și așa mai departe. E bine, ce face Max Benze în estetica lui este să observe, în primul rând, că lumea s-a schimbat și odată cu lumea trebuie să se schimbe și concepția despre artă și că apariția computerului, de fapt, necesită să regândim atât umanitatea noastră cât și arta și mai ales relația dintre umanitatea noastră și artă. La ce se referă el? El observă că odată cu apariția computerelor nu mai putem să negăm că există o latură tehnică, o latură artificială a existenței umane. De ce? Pentru că încă din anii 50, spune el, această invenție, deși nu fiecare om avea un computer acasă, această invenție a schimbat modul în care fiecare dintre noi ne raportăm la realitate. De ce? Pentru că nu mai facem calcule manuale, le facem cu ajutorul computerului, externalizăm niște funcții pe care până atunci nu au fost externalizate și așa mai departe. Și își pune problema. Bun, dar noi nu putem să folosim acest instrument de calcul pentru a face artă în scop creativ? Dacă putem să externalizăm niște funcții specific umane, cum este calculul, cum sunt raționamentele matematice și așa mai departe, de ce n-am putea să externalizăm într-un fel și arta către computere? Și, de fapt, tot tratatul lui de estetică, nu o să intru în detalii, este un efort de a redefini în termeni matematici și în termeni statistici conceptele tradiționale ale estetici. Și vă dau un exemplu, el spune despre imitație, care în estetica tradițională era văzută ca fundament al artei, că este un functor. Adică o clasă de funcții care transformă o realitate fizică într-o realitate estetică. Ei bine, vreau să ne gândim puțin, să vă imaginați cât de inovativă era această idee în 1960. Acum nouă nu ni se mai pare ceva foarte interesant pentru că avem calculatoare cu capabilități multimedia greu de imaginat pentru cineva care trăia acum 40 de ani, 50 de ani. Dar gândiți-vă că Max Benze conducea doctorate la Universitatea Tehnică din Stuttgart, deci la Politehnica din Stuttgart, pe teme de estetică informațională încă de prin anii 50 și că atunci, pentru a genera cele mai simple forme, cum ar fi un pătrat sau un cerc sau orice formă, trebuia să faci cod pe câteva zeci de metri de cartele perforate. Dacă voiai să faci o compoziție estetică, trebuia să ai aproape câteva sute de metri de cartelă perforată, să bagi într-un computer cât jumătate din camera asta, dacă nu ceva mai mare, și să aștepți vreo săptămână pentru a fi plotate respectivele instrucțiuni pe un anumit material. Gândiți-vă că teme de doctorat pe care le-a condus Max Benze, care au rezultat în primele lucrări de artă digitală din Germania, printre primele lucrări de artă digitală din Germania și chiar din lume. Ei bine, aceste
sute de metri de cod pe cartele perforate pot fi scrise într-un limbaj modern de programare, cum ar fi Python, în 12 rânduri. Deci munca unui om pe 7, 8, 10 ani poate fi făcută în 30-40 de secunde. Și mult mai amuzant este că nu mai avem nevoie să scriem cod pentru a genera obiecte digitale, pentru că avem programe specializate pe acest lucru, care lucrează practic pentru noi. Dar, de fapt, ceea ce a adus nou această estetică este această idee că computerul poate fi folosit ca un instrument de creație și că, mai mult, computerul poate fi folosit ca un instrument care să ducă arta într-un alt domeniu decât în cel tradițional. Și programul inițial al lui Benze de estetică informațională avea două părți. Ceea ce numea el estetica analitică și care privea analiza obiectelor artistice cu ajutorul computerului pentru a observa anumite structuri constante de-a lungul istoriei artei, și asta este un domeniu destul de răspândit acum, analiza așa numitor arhetipuri artistice cu ajutorul unor imense baze de date pentru a vedea, de exemplu, de ce, asta fac referire la o cercetare de doctorat din universitatea noastră a unui coleg de-al meu, care a observat că există aceeași structură cromatică a gravurilor din Renaștere cu arta din jocurile video, folosind un astfel de program și o bază de date imensă. Dacă reducem nuanțele de gri din imaginile din jocurile video și le raportăm la gravurile din Renaștere, o să vedem că ele au structură similară, au într-un fel niște relații compoziționale similare și așa mai departe. Și ne punem întrebarea, bun, dar de ce se perpetuează asta? Pentru că, și asta nu este răspunsul pe care îl dă un filozof, nu neapărat un informatician, pentru că încă și acum în mentalul nostru colectiv arta Renașterii este un punct de referință și că în mod inconștient, atunci când creăm artă, chiar și în mediul virtual, o creăm cu niște similaritudini față de arta renașcentistă. Asta era prima direcție care, dacă ne uităm astăzi, deja avem concursuri de artă arbitrate de algoritmi AI, deja avem o sumedenie de programe de analiză structurală a obiectelor artistice cu ajutorul computerului și așa mai departe. Deci putem să spunem că în sensul ăsta programul lui Benze a fost vizionar și s-a și împlinit după aproape 60 de ani de la începutul său. Și a doua chestiune este că Benze mai anunța o idee interesantă în tratatul lui, anume ideea unei estetici generative. Noțiunea de estetică generativă este de fapt o adaptare a noțiunii de lingvistică generativă, care era foarte populară în filozofia anilor 60. Noam Chomsky este cel care a avansat această idee, anume aceea că limba pe care o vorbim are o structură care poate fi generată algoritmic. Cu alte cuvinte, noi în mod intuitiv, atunci când vorbim, urmărim un algoritm de aranjare a cuvintelor în frază. Punem, în cazul limbii române, punem subiectul la început, pe urmă îl legăm cu atribute și așa mai departe. Deci limba are o structură generativă, ceea ce înseamnă că noi, chiar dacă nu suntem conștienți, folosim un algoritm de construcție a frazelor, ceea ce înseamnă că frazele pot fi construite în principiu și de către un computer. Și avem
De aici chatbot-ii actuali. Au plecat de la o idee filozofică din secolul al 20-lea, din deceniul al 6-7. Și pe urmă, Max Benzer spune, bun, dar dacă avem o lingvistică generativă și putem gândi algoritmic generarea de propoziții, de ce nu putem gândi algoritmic generarea de imagini? Și asta este ideea care stă la baza, la fundamentul algoritmilor generativi de imagini de astăzi. Aici problemele sunt multiple. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre, în general, despre sens și despre propoziții cu sens și despre imagini cu sens, în domeniul lingvistic este mult mai simplu de operat, pentru că avem deja o disciplină care se numește logica și care formalizează structurile lingvistice, și avem o disciplină care se numește semiotica și care arată modurile de semnificare ale structurilor lingvistice. Dar în zona vizualului, cel puțin în anii 60, nu exista o astfel de... Cum putem să vorbim despre o semiotică a vizualului? Asta a fost o problemă principală. Și nu o să intru în detaliu, dar de-a lungul timpului s-au scris sute de cărți, mii de articole pe această problemă. Practic, cum putem să definim modul în care imaginile semnifică ceva pentru mintea noastră? Și doar o distinție aș face ca să vedeți de ce generarea de imagini cu ajutorul computerului este mai complicată decât generarea de text. Textul este secvențial. Și în orice secvență avem de a face cu niște relații liniare. Pe urmă, propozițiile în general au o valoare de adevăr și o valoare binară de adevăr. Sunt fie false, fie adevărate. Desigur, nu toate propozițiile, doar propozițiile care comunică fapte sau cunoaștere. În cazul imaginilor nu avem așa ceva. În cazul unei imagini nu avem secvențialitate, ci avem configurație, ceea ce înseamnă că fiecare punct nu este legat liniar cu alte puncte, ci este pus într-o configurație în care toate punctele din jurul lui contribuie la anumite relații de sens. Și, de asemenea, nu avem în cazul imaginilor o structură logică binară. Ele nu sunt adevărate sau false, ele pot fi mai frumoase sau mai puțin frumoase, mai estetice sau mai puțin estetice și așa mai departe. Deci domeniul acesta este mult mai vag și mult mai greu de formalizat decât domeniul lingvistic. Tocmai de aceea a fost mai greu de produs algoritmi generativi cu inteligența artificială care să creeze imagini coerente decât a fost să produci chatbots. Acum, vedem că în spatele artei digitale apar practic alte configurații și alte configurații de gândire decât în spatele artei tradiționale. Vedem că, de fapt, mediul virtual este definit de alte concepte decât cel real și, prin urmare, obiectele virtuale sunt incluse în alte categorii decât cele reale. Mai mult decât atât, computerul ca instrument de calcul, dacă noi avem capacitatea de a descrie în amănunt procesul artistic, ceea ce nu cred că e posibil, dar rămâne în paranteză această observație a mea, dacă noi putem descrie în amănunt procesul artistic, înseamnă că și putem reproduce pe algoritmic. Este, în paranteză fie spus, chiar o anecdotă legată de Max Benze, care s-a dus împreună cu un doctorand de-ai săi la Universitatea de Arte din Stuttgart. Vă reamintiți, el era la Politehnică, Facultatea Tehnică, cum se numea. Și voia să prezinte unul dintre proiectele
proiectele sale de artă digitală în fața unui public specializat în arte vizuale și în special în arte plastice. Și se spune că la un moment dat chiar un profesor de pictură de la Academia de Arte din Stuttgart s-a ridicat și a zis: da, e foarte interesant ce ne arătați, dar am o întrebare, poate mașina asta să picteze cu tușa mea? Și Max Benze a stat, s-a gândit și zice: da, dar cu o condiție, dacă dumneavoastră îmi puteți spune cum o faceți. Și aici cred că ajungem la una dintre observațiile care într-un fel risipesc multe angoase și multe dezbateri din zona artei generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Asta pentru că arta generată cu inteligența artificială, după cum vedem, nu o să poată niciodată să înlocuiască arta generată de om, dar asta nu pentru că arta umană ar comunica sentimente, ar comunica gânduri și așa mai departe, ci pentru că noi înșine nu putem să dăm seama până la capăt despre modul în care facem artă. Și nici nu cred că o să putem da seama. Într-un fel, arta rămâne o activitate care nu este înțeleasă până la capăt nici de cel care o produce și nici de cel care o privește. Tocmai de aceea, arta generată cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea fi, ca să zic așa, un nou instrument pentru creația artistică. Și deja este, dacă ne uităm, sunt din ce în ce mai multe proiecte, fie care combină generarea de imagini cu asistate de inteligență artificială cu intervenție umană ulterioară, fie care lucrează doar cu obiecte generate de inteligență artificială. Dar ce vreau să spun despre acest domeniu este că ea va crea noi moduri de a produce obiecte artistice, dar nu cred că are șansa să înlocuiască arta tradițională. Ca orice tehnologie, pentru că de fapt vorbim despre tehnologie, o să transforme arta, dar nu cred că o să anuleze anumite curente artistice. De altfel, în paranteză fie spus, asta a fost discuția și atunci când a apărut fotografia și atunci când a apărut filmul și așa mai departe. Acum apare o problemă atunci când vorbim de inteligența artificială, mai ales în contextul actual, în care am trecut printr-o vară toridă și în care am fost amenințați sau rugați, nici nu știu cum să zic, de guvern să nu ne mai folosim aerul condiționat atât de mult noaptea, pentru că rămânem fără resurse energetice. Gândiți-vă că pentru a crea, antrena și menține în funcțiune un algoritm cum este DALL-E-ul, cum este Midjourney-ul, cum sunt acești algoritmi de generare de imagini cu ajutorul inteligenței artificiale, este nevoie cam de resursele energetice pe care un oraș de talia Timișoarei le consumă într-un an de zile pentru doar o săptămână. Gândiți-vă câți astfel de algoritmi sunt, câte utilizări ale acestor algoritmi sunt zilnic, pentru că aici vorbim pe de-o parte de resursele necesare pentru a ține în funcțiune acești algoritmi, dar nu uitați că noi îi folosim de pe niște computere sau de pe niște device-uri care ele însele consumă energie. Și întrebarea care se pune este: bun, nu neapărat dacă inteligența artificială face artă bună sau nu, nu neapărat dacă inteligența artificială este bună pentru artă sau nu. Problema care cred eu că se pune acum este dacă inteligența artificială merită folosită la nivelul la care este acum, în condițiile în care
trăim într-o epocă în care încălzirea globală este o realitate și resursele energetice sunt din ce în ce mai mici. Ce întreb eu și acum aș dori să închei și să pornim o discuție, ce întreb eu este dacă merită să consumăm cantitatea de energie pe care o consumă Timișoara ca să generăm un pudel cu șapcă roz pe un skateboard cu ajutorul Daliului. Vă mulțumesc!